În legătură cu meditațiile la matematică. Așa, da. Tot să vă dau pe soțul, că soțul se ocupă cu... Pentru meditații. Bună ziua. În legătură cu meditații la matematică. Așa. Cât costă? Maxim 200. Și minim? 20 de lei pe ședință. Maxim 200 pe ședință? Da, nu e pe oră, cum ia alții. Nu, deci bă, de alții iau 200 pe oră. Eu nu iau, eu iau pe ședință 200. Și cât e ședința? 2 ore. 2 ore ședința, da? Deci vine 100 pe oră. Foarte ieftin, zic eu. Unde au loc ședințele astea? La mine acasă. A, unde stați noastră? Da, bloc 100, scara A, la etajul 3. Să v-am dat toate datele. Profesor de matematică? Da. Unde ați predat? După ce am ieșit la pensie. A, sunteți pensionar și faceți meditație? Da. Am înțeles. Ca să am activitate, nu că umblu după bani cum umblu alții. Și aveți mulți copii? Sunt 12 pentru sâmbătă și duminică am. Sunt 12 pe fiecare zi. Da, și plătiți, aveți PFA? Poftim? Aveți PFA? N-am înțeles, avem. Dacă aveți PFA, persoană fizică autorizată. A, nu. A, nu plătiți impozit la stat. Nu, doamne, nu. Băgați bani în buzunar. Păi bineînțeles. Fraudați statul. Da. Uitați, eu sunt de la finanțe publice, de la sectorul 1. Așa. Inspectorul Cojocaru mă numesc. Așa. Am putea să vă dăm amendă de la 10 milioane la 27 de milioane. Da, asta care l-am acum, nu iau niciun ban. Că... Întrebați persoana care vine la noi ce ne plătește. Da, nu, dar n-ați dat anunțul la ziar. Am zis că vom face și dacă avem clienți, atunci și noi putem să plătim la financiar. Ia dați un pic pe soție. Soție? Da. Așa, doamnă, văd că sunteți tare în gură. Nu sunt tare în gură. Așa, doamnă, deci dumneavoastră nu plătiți, fraudați statul român, doamnă, de niște bani, doamnă. Înțelegeți că noi nu avem nici pe nimeni până acum? Cum? N-avem, noi nu avem elevi. Cum, domnule, că a spus domnul care e elev? O singură fetiță care vă dăm numele ei și s-o întrebați ce ne plătește, da? Noi nu sunt de puteți să o întrebați. E o cunoștință de-a noastră de la turnul Măgurele, iar eu am fost colegă cu bunica ei. Asta-i toată chestia. Bun, doamna, dar eu de unde să știu? Eu n-am de unde să știu. Ați dat anunțul la ziar? Puteți să o întrebați pe această doamnă care vine la noi cu fetița? Doamna, eu trebuie să vă dau amendă. Doamne, dacă dumneavoastră considerați că puteți să ne dați amendă pentru 200 de lei pe care nu-i luăm, deci pe care nu-i luăm, puteți veni să întrebați vecinii. Deci, dacă vreți dumneavoastră, cu cea mai mare plăcere. Noi cu plăcere, doamnă, că ne-a trimis și pe noi acum cu domnul Boc, vor să aducă bani mai mulți la Ministerul Finanțelor. Păi nu plătește lumea impozite, sunt profesori. Cea mai mare plăcere, haideți să vă spun. Ne putem înțelege la o sumă. Îmi dați 1 milion, doamnă, și am închis cazul. Ce să facem? Îmi dați 1 milion și am închis cazul, doamnă. Să vă dăm 1 milion? Da. Pentru ce să vă dăm 1 milion? Spuneți-mi dumneavoastră. Ca să vă scuteți de amendă, doamnă. Dar pentru ce să ne dați amendă? Dacă am dat anunțul și nu mi-a venit, pe ce să dau? Exact. Cum? Deci el a dat anunțul, dar la noi nu s-a prezentat nimeni. Doamnă, deci conform legilor, dumneavoastră trebuie să aveți casă de marcat. Aveți casă de marcat? Pentru ce să am dacă eu n-am copii la meditație? Păi trebuie, în momentul în care vine copilul la meditație, pac, ați scos bonul cu ștampilă, frumos, așa se face, doamnă. Păi, dacă mi-or veni copii, vă anunțăm, ne luăm casă de marcat și ne conformăm. Veniți și întrebați vecinii dacă a văzut vreun copil intrând și ieșind de la mine din casă. Stați să vă spun, deci eu teoretic pot să vă dau amendă. Că nu, adică am toate datele, mi-ați dat adresa, da, mi-ați zis așa, pot să vă dau amendă. Dar mă uit în gura noastră, doamnă, că sunteți o femeie totuși, adică aveți un sâmbure de... Chiar suntem niște pensionari necăjiți, amărâți. Da, doamnă, 500 de mii e mult pentru noastră? 500 de mii e bine ca să ne înțelegem. Adică eu închid cazul ăsta, nu mai fac nicio hârtie, nimic, ci îmi dați mie 500 de mii, că și nu avem salarii mici, doamnă. Că... Ce dovediți dumneavoastră mie că eu fac meditații? Cum? Cu ce ne dovediți? Cu anunțul de la ziar. Bun, și eu dacă am anunțat și câți au anunțat și nu avem copii, spuneți dumneavoastră. Doamnă, 300 de mii, ok? Doamne, da, noi suntem în târg, ne târguim, ne... Păi atunci vă dau amendă și eu de 10 milioane, doamnă. Doamne, încă o dată vă spun, veniți și verificați. Bun, deci nu ne putem înțelege și vă dau amendă. Cum vreți dumneavoastră, domnule, și noi o să vă cerem să ne dovediți că noi facem meditații. Auziți? Da, spuneți. Dumneavoastră ați auzit de Daniel Buzdugan de la Radio Zoo? A, să trăiesc, domnul Buzdugan! A fost o farsă! S-a
fiți sănătoși. De-aia vroiați. Mă bucur, da. Auziți, bine. Grijă mare și casă de marcat. Da, 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 am înțeles, să trăiți. Nu v-ați supărat? Nu, nu, de ce să mă supăr? Să fiți sănătoși.